Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit în Jurnal Imobiliar. Astăzi îl avem alături de noi pe Mircea Sibana, managerul de produs de la Xela România, de la care ne dorim să aflăm informații interesante despre Itong, un material care se folosește des în această perioadă, un material eficient energetic și cu multe alte calități. Bună ziua, Mircea, bine ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc și eu pentru invitație și mă bucur că suntem împreună să avem această discuție. Sper să te simți confortabil la noi și pentru început am să te rog să ne spui câte ceva despre tine și despre care este rolul tău în Xela România. Cu ce te ocupi mai exact? Da. Sunt inginer constructor ca și specializare. Rolul meu este de manager de produs în cadrul Xela. Scopul nostru în tot ceea ce facem este ca să aducem inovație, să aducem produse premium care să susțină nevoile clienților. Ca să fie mai clar pentru cei de acasă, pentru că nu toată lumea asociază Xela cu Itong, aș vrea să ne spui care sunt produsele pe care voi le aveți în portofoliu. Putem vorbi despre Xela. Xela Internațional este o companie recunoscută la nivel european, o companie care are aproximativ 5.000 de angajați, peste 22 de țări în care are activitate, iar brandurile pe care le are în portofoliu sunt branduri axate pe materii prime naturale, deci sunt produse naturale, minerale, care sunt eficiente, sunt sustenabile și sunt accesibile. Iar aceste branduri pe care o parte le avem, o mare parte le avem și în România, sunt Itong, elemente de zidărie din beton celular autoclavizat, Multipor, care este termoizolație, care în mare parte are aceleași materii prime, dar de data asta discutăm de o termoizolație și nu de o zidărie. Silca, care sunt elemente de silicocalcar, sunt elemente de data aceasta cu densitate foarte mare, undeva pe la 1800 și ar mai fi și Hebel, care în România nu are cumva așa o recunoaștere, dar bineînțeles la nivel internațional are și specificul este în special pe panouri armate. Ai menționat mai devreme că materialele voastre sunt materiale produse cu materie primă naturală și de asemenea că se pune accent pe eficiența energetică. Este un subiect intens discutat. Aș putea spune că discutăm dimineață, prânz și seara despre ENZEB și eficiența energetică în ultimii ani și mai ales anul acesta, când deja există norme, există acest normativ MC001 care obligă cumva atât dezvoltatorii imobiliari cât și beneficiarii finali, să zicem, cei care își doresc să-și construiască o casă în regie proprie, să adopte anumite măsuri ca locuința lor să fie eficientă energetic și să aibă un anumit consum. Cum se aplică produsele voastre într-un astfel de caz? Sunt pretabile? Sunt ancorate în realitatea de astăzi a ENZEB-ului? Este o cerință care o așteptam de mult timp și pot să spun că Xela era în avans oricum cu produsele sale, iar acum întâmpinăm cu bucurie o confirmare a acestor cerințe care realmente sunt practice și necesare. Prin această eficientizare și un consum cât mai mic al clădirii, nu se face deloc în detrimentul confortului, încă confortul este focusul pe care se merge atât prin legislație și pe care produsele noastre le-au susținut și le vor susține întotdeauna. Și, bineînțeles, crește valoarea investiției, pentru că va fi o clădire care va avea proprietăți și performanțe bune și asta ne și dorim ca să aibă pe un termen cât mai lung, pe toată durata clădirii. Spune-mi punctual avantajele Itongului atunci când, să zicem, mai vrea să convingi un client care are un teren, dorește să-și facă o casă convențională și oscilează, nu știe dacă să folosească Itong sau alt material. Care sunt trei beneficii majore pe care tu le-ai scoate în evidență într-un astfel de caz? Păi putem începe de la partea de eficiență energetică, tocmai ce am discutat înainte. Și aici putem să intrăm și în detalii în ce anume. După aceea aș merge mult pe partea de economie și cumva
valoare scăzută de deținere a unei astfel de soluții constructive, da? Și aici mă gândesc, trecând peste prețul de achiziție, mă uit, bun, care sunt costurile, durata de execuție, cât de eficient este soluția respectivă și, bineînțeles, mă uit la beneficiile care mi le dă pe termen lung. La final, pot să trag o linie cum ar veni și atunci știu, per total, merită să mă uit la o soluție premium sau nu. Și exact aici este avantajul confirmat prin de clienții noștri. Iar adițional aș mai adăuga și partea de sustenabilitate. Aș vrea să știu dacă aveți ceva nou, ținând cont că ați fost cumva printre primii care și-au certificat verde produsele, pentru că știu că produsul Litong este... furnizor de zidărie. Exact. Pentru clădiri verzi, da, la RGBC, da. Coincidență sau nu, anul acesta se fac 100 de ani de la inovarea betonicilor autoclavizat, în 1923, de către Carl Ericsson, și care a fost un arhitect și un inovator. Dezvoltarea produsului a luat în calcul nevoia de la acea vreme și nevoia cumva naște și inovația. Așa a apărut produsul dintr-o nevoie de material de construcție care să înlocuiască lemnul, să fie din surse accesibile, dar care să aibă și performanțe foarte bune. Deci putem vorbi, uitându-ne la, la Itong, Itong fiind primul brand, de asemenea primul brand de material de zidărie care a apărut undeva în 1940. E clar că interesul nostru este dezvoltarea continuă. Ce pot să spun este că în acest an vom lansa o gamă nouă de produse care va completa, dar va și depăși în anumite locuri considerabil, să spun, ceea ce clienții noștri consideră deja un pas oricum foarte avansat tehnologic. Pregătim tot pentru acest an inclusiv declarațiile de mediu, care sunt o noutate pentru piața din România. Ne există în cadrul legislativ, ne folosim de cadrul legislativ european care ne susține. Și de ce să ne uităm doar la produsele care sunt certificate ca fiind responsabile pentru mediu doar în exterior și să nu avem și noi declarații de mediu pentru producția locală? Și aceasta este un pas suplimentar. Adică discutăm nu doar de performanțele produselor, discutăm și de partea aceasta importantă de sustenabilitate și responsabilitate asupra mediului și asupra utilizatorilor. Cam care ar trebui să fie criteriile musai de respectat pentru ca o clădire să fie considerată o clădire ENSE? Arhitectură de conformare, partea de poziționare și aporturi solare, partea care o consider eu cea mai importantă sau cumva fundația, partea de anvelopă, să avem o anvelopă, adică un înveliș exterior care să fie cât mai performant și să fie eficient energetic, partea de ferestre, ferestre, uși, acolo este cumva o zonă, un fel de călcâiul lui Ahile, pentru că, da, nu o să poți să faci... Transferul termic se face întotdeauna prin zonele vitrate, cu cât sunt mai ample și mai da, puțin... Da, și atunci nu putem să facem rabat de la condițiile care sunt normale. Ai nevoie de un confort vizual, de avea contact cu exteriorul și atunci, da, astea sunt părți care cumva limitează capacitatea și da, progresele sunt mari la în cadrul ferestrelor și ușilor, dar până la urmă se dovedește că este un punct care necesită a fi introdus ca și criteriu. Ar fi de asemenea partea de punți termice și aici atenția la detalii și execuția și proiectarea este de asemenea foarte importantă. Partea de ventilare, ventilarea cu recuperare de căldură este iarăși foarte importantă și, bineînțeles, și partea de cost, raportul acesta dintre costul investit și beneficiu și amprenta de carbon a clădirii.
Dacă ar fi să ne uităm pentru partea de pereți, pentru că menționăm performanța anvelopei și spunem că o pot considera un fel de fundație, este prin simplu fapt că ideea de a avea o clădire cu consum aproape zero este ca să am o nevoie cât mai scăzută de energie pentru a menține confortul și a climatiza aerul la interior. Și asta înseamnă că transferurile termice interior-exterior să fie limitate. Acest beneficiu care până acum multă lume îl vedea, ok, am nevoie de un pachet întreg care să termoizoleze, noi uităm și la beneficiul de a termoizola zidăria în sine. De ce? Pentru că automat temperatura te ajută să menții cât mai ușor temperatura de la interior, care tinde să treacă spre exterior prin perete și atunci suprața de contact cu peretele exterior va fi una care din start intră pe rol de termoizolare. Și atunci va fi mult mai ușor să termoizolezi. Iar pentru zidăria monostrat de care spuneam, adică fără termoizolație suplimentară, care pornește de la 40 de centimetri, vorbim de același pachet de material care este interior-exterior cu aceleași proprietăți și care permite inclusiv vaporilor să tranziteze într-un mod cât mai permisiv posibil și să ajute la climatizare și reglarea umidității la interior. Sunt curioasă, cum reacționează cumpărătorul român la acest produs? Da, păi nu putem discuta de o schimbare totală de paradigmă și până la urmă schimbarea și această adopție a avut loc într-un mod organic, ea venind atât din raționamente tehnice care nu pot fi contestate, dar promovarea spre plăcuta noastră surprindere vine și din recomandarea, cum ar veni, din gură în gură pentru persoanele care au deja aceste soluții implementate și care recomandă cu încredere și celorlalte persoane. Și atunci este o soluție care devine testată, e o soluție care e palpabilă. Uh-huh. E palpabilă din toate punctele de vedere. Ai fost un pic cam evaziv atunci când te-am întrebat despre lansarea de noi produse sau despre ce pregătiți nou anul acesta și aș vrea să-mi dai mai multe detalii pentru că sunt convinsă că cei de acasă urmăresc emisiunea noastră online și își iau de aici informații importante și poate că așa o să vadă și cei care sunt în acest moment pe punctul de a lua o decizie cu privire la construirea unei case, că apar materiale inovative de la Xela România. Pot să fac un highlight pe produsul cel mai performant, care va îmbunătăți foarte mult eficiența energetică, vine exact în această idee de a susține construcțiile în ZEB, cu sau fără termoizolație. Și aș putea spune că îmbunătățirea, fără să intru chiar acum în detalii, îmbunătățirea este atât de mare încât efectiv va schimba niște concepte în piața de construcții pe partea de eficiență energetică. Știu că aveți și o platformă, Building Companion, și cumva se leagă de ce mi-ai spus mai devreme. Exact. Sunt niște servicii suplimentare. Dăm mai multe detalii despre această platformă. Ce face ea mai exact? Da, până la urmă, platforma este încă o confirmare a interesului nostru pentru a aduce calitate, pentru a crea comunități, comunități în care profesioniștii se pot întâlni unde se întâlnește cererea cu oferta și care are focus, acest focus de a crea contacte de calitate, de a putea alege profesioniști, de a avea niște discuții transparente. Deci, practic, Building Companion este un fel de bază de date unde un potențial cumpărător sau, să zicem, un beneficiar final al unei noi construcții își poate găsi atât proiectantul, arhitectul, dar și firma de construcții cu care să lucreze, nu? Exact, exact. Este, pe lângă o bază de date, este și un loc de întâlnire între profesioniști și clienți. Care sunt avantajele utilizării produselor Itong într-un șantier de mari dimensiuni? Avantajele vin pe partea de execuție. Vorbim de un produs care este simplu, ușor de folosit, care are o formă ergonomică, în funcție de grosime are chiar și mânere de prindere și care
permite o conformare și obținerea formei dorite prin tăiere, pierderile sunt extrem de scăzute. Acest lucru este un prim impact vizual care l-ai când intru pe un șantier cu Eaton, că totul este curat, ordonat, rosturile sunt subțiri, fără pierdere de mortar, de ziderie. Aveți soluții special dedicate pentru izolarea fonică? Da, alături de Eaton, care în sine este o ziderie care are capacitatea de a izola fonic, putem trece chiar la următorul nivel și anume la zideria cu silica, blocuri de silicocalcar, care are avantajul acesta al unei greutăți foarte mari și în practică se traduce printr-o amprentă a zideriei redusă cu performanță fonică net superioară, adică în cazul unui beneficiar, unui investitor, câștigă amprentă de suprafață utilă mai mare, pentru că satisface o cerință poate chiar superioară, într-o grosime mult mai mică de perete. Pentru că unul dintre criteriile pentru certificarea verde pe care cei de la ROGBC le iau în calcul este amprenta de carbon, aș vrea să-mi dai câteva detalii despre cum se desfășoară producția la voi și cum ajunge produsul finit la beneficiarul român. Producția, cel puțin pentru România, este un avantaj pentru că avem fabrică în România. De fapt, mai mult decât atâta, în ce privește Xela, nu discutăm doar de Eaton, discutăm de 3 unități de producție și de un alt brand suplimentar. Iar partea de producție, în ceea ce privește Eaton-ul, este una fascinantă, pentru că nu știu cât este cunoscut, se produce în autoclave. Autoclavele sunt cuve mari, imense, etanșe în care se aplică o presiune și o temperatură, dar o temperatură până în 200 de grade Celsius, cu vapor la înaltă presiune. Și asta transformă niște materii prime care sunt amestecate, transformă efectiv într-un compus care conține o rocă minerală. Deci este ceva complet diferit. În tot acest proces, inclusiv vaporii care sunt în autoclave, înainte de a se deschide o autoclavă în care erau vapori, se încarcă o nouă autoclavă, se închide, se transferă vaporii în cealaltă autoclavă, fără a exista pierdere, se conservă energia stocată în această transformare a apei din stare lichidă în stare gazoasă. Asta este în ceea ce privește eficientizarea procesului de producție și partea de în care industria are potențial de producerea bioxidului de carbon. În paralel venim cu o noutate și asta este o chestie de care suntem mândri. Există studii și începem să implementăm în practică cuantificarea capacității de reintegrare a bioxidului de carbon în produs pe durata de exploatare. Adică, cum ar veni, vorbim de recarbonatare. Scopul final și ceea ce ne dorim pentru producția locală și să avem cumva certificată, este de a dovedi că produsele pot deveni neutre din punct de vedere al bioxidului de carbon. Practic toate produsele voastre sunt produse în acest moment în Păulești. Mă refer aici la Eaton, da. La produsul Eaton. Da, lângă Ploiești. Da. Lângă Ploiești. Deci distanța destul de scurtă către punctele de consum mari, ca să zic așa, București-Ilfov, unde știm că se desfășoară aproximativ 30% din construcțiile noi din România, chiar dacă anul acesta am întâmpinat scăderi. Și dacă tot suntem la acest aspect, cum ați simțit voi anul acesta? Cum ați reușit să treceți peste el? A fost un an mai dificil, ați întâmpinat anumite provocări, pentru că discut cu foarte mulți distribuitori, cu foarte mulți producători de materiale de construcții și înțeleg că anul acesta a fost unul extraordinar de dificil, care a însemnat și scăderi masive pe volum. Da, este ceva de necontestat faptul că aceste scăderi sunt evidente. Totodată ne uităm și la o ușoară revenire.
o creștere a cererii. Ne uităm inclusiv la cadrul legislativ, la cerințele următoare, care în sine această cerință NZEB presupune un consum mai mare de materiale, atât materiale pentru clădiri noi, cât și materiale pentru clădiri existente. Și, bineînțeles, vedem toate aceste încercări ale pieței ca fiind un beneficiu, pentru că în momentele mai strâmte te gândești cum să fii mai eficient, să fii mai performant, să fii mai calitativ, să ai inclusiv o exigență mai mare asupra ta și de a te reorganiza pentru a fi mai agil. Îți mulțumesc tare mult că mi-ai fost astăzi alături în Jurnal și sper să ne revedem cu drag și cu o altă ocazie, poate atunci când vei avea mai multe detalii despre noile produse pe care intenționați să le lansați, pentru că sunt convinsă că vor fi niște produse excepționale care vor aduce informații noi pentru cumpărătorii și pentru constructorii care ne urmăresc. Absolut, mulțumesc și eu, și asta este și scopul nostru, pentru a aduce beneficii reale partenerilor noștri. A fost alături de noi Mircea Sibana, managerul de produs de la Xela România, căruia îi mulțumim pentru informațiile pe care ni le-a oferit și pe care le așteptăm cu drag și într-o ediție viitoare. Până data viitoare, vă doresc o zi liniștită. La revedere!